Afinele conțin acide lagic, ce inhibă dezvoltarea tumorilor canceroase. Culorile atât de diverse ale fructelor sunt extrem de importante pentru sănătatea corpului nostru. Tocmai datorită acestor pigmenți, fructele se transformă în cele mai puternice arme anticancer. Numeroase cercetări au scos la iveală capacitatea anumitor fructe de a inhiba angiogeneza, adică procesul prin care se împiedică dezvoltarea tumorilor, înfometând celulele afectate și împiedicând formarea unor vase noi de sânge care hrănesc cancerul. Iată o listă cu cele mai puternice fructe care combat cancerul și care ar fi bine să fie consumate zilnic. Afinele sunt considerate supraalimente cu un puternic efect anticancerigen. Ele combat cancerul deoarece conțin antocianidină, proantocianidină și acide lagic, două ingrediente care stimulează mecanismele de eliminare a substanțelor cancerigene. De asemenea, toate aceste trei substanțe care se regăsesc în afine și în celelalte fructe de pădure, precum mure, zmeură, căpșuni, coacă, merișor, stimulează apoptoza, adică moartea celulelor canceroase. În testele de laborator, aceste molecule au o acțiune eficientă asupra unei serii întregi de culturi de celule canceroase, în special asupra celor reprezentând cancerul de colon. Rodiile. Rodiile sunt recunoscute de mii de ani pentru capacitatea lor de a reduce dezvoltarea cancerului la prostată. Consumate ca atare sau sub formă de suc, rodiile nu trebuie să lipsească din meniul zilnic, deoarece au proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Lămâile Conțin flavonoizi cu efect antiinflamator și stimulează procesul de detoxifiere și eliminarea substanțelor cancerigene. Un studiu recent chiar a arătat faptul că lămâia este de 10.000 de ori mai puternică decât un medicament des în chimioterapie. De asemenea, ea s-a dovedit deosebit de eficientă în cazul unor mai multor tipuri de celule canceroase și în prevenirea metastazelor. Fructele goji. Acestea conțin beta-caroten și zeaxantină, două substanțe care combat cancerul și protejează vederea. De asemenea, fructele goji conțin un compus care a fost folosit pentru tratarea pacientelor cu cancer cervical, precum și germaniu, un mineral cu proprietăți anticancerigene care se găsește foarte rar în fructe. Strugurii negri În strugurii negri se regăsește o cantitate mai mare de resveratrol, o substanță care combate cancerul. Rezveratrolul acționează asupra unor gene numite sirtuine, care sunt cunoscute ca protectoare ale celulelor sănătoase împotriva îmbătrânirii. De asemenea, în sâmburii de struguri negri se regăsește proantoaceadinina, o substanță care reduce producția de estrogen, împiedicând apariția cancerului la sân și prostată. Roșiile gătite Roșiile sunt considerate fructe cu proprietăți puternice anticancerigene. Licopenul este substanța care transformă roșiile într-un supraaliment. Pentru un efect puternic anticancerigen, roșiile trebuie consumate, gătite și combinate cu uleiul de măsline, care are rolul de a favoriza o absorpție mai bună a licopenului. Cireșele. Cireșele constituie un aliment cu efecte naturale, anticancerigene, datorită conținutului lor bogat în acid glucaric. Această substanță facilitează procesul de detoxifiere al corpului și ajută la eliminarea substanțelor cancerigene. Ananasul, acest fruct delicios, conține bromelină, o substanță care ucide celulele canceroase. De asemenea, potrivit cercetătorilor, bromelina are proprietăți antiinflamatorii și s-a dovedit a fi mai eficient în tratarea cancerului decât 5 floracil care este folosit pentru chimioterapie.